să exprim bucuria pe care o încerc și mai ales surpriza în fața acestei expoziții. Întâi aș vrea să o felicit pentru întregul ansamblu, care este el însuși o operă, și felicit inițiativa teatrului de a face, de a debuta, sunt convins, dacă până acum nu au mai fost expoziții aici, cu această expoziție de mare noblețe interioară, de mare zburdălice, această de mare calitate artistică, care indică ea însăși un spațiu, parcă pentru asta făcut, să găzduiască și să favorizeze mai deplin conviețuirea și dialogul artelor. Mai ales că teatrul este prezent în întreaga imagerie angelică a Doamnei Ana Maria Apati, care iată se împărtășează fără nicio grijă, cu o dezinvoltură angelică, în care se scriește în acest film, în această epocă, dacă mai putem să o numim epocă, se înfățișează atât de angelică, să zic, cu o inocență, cu o putere, cu o încântare și seducție de sine și de lume, în ipostaza asta a Îngerului, care seamănă cu omul și seamănă cu orice, cu alte ființe animaliele de aici și așa mai departe, indică această replică umană sau a vieții, dacă vreți, într-un fel, într-un text, însă nu știu dacă s-a gândit, în orice caz, îmi îngăduie să spun că este binevenit această replică umană, această replică dezinvoltă a chipului și asemănării divine pe care omul o face divinității atât de jucăuși și nătânzi. Îngerii ei nu sunt îngerii banali cu care ne-au obișnuit imageria populară și nu numai ea. Și mi-a creat un prototip care mai mult îndepărtează că fascinează, îngerii nu se spie să fie năpădăioși, să fie giumbuș lucrat, să fie saltic manci, să se bucure și să facă tot felul de giumbuș lucruș, iar, repet, nu mi-e mai mult de jucăușă pe care am crezut că Alis în sala Minunilor s-a întors printre noi. Și chiar Ana Maria Apati a și depășit-o, a dus-o dincolo de ceea ce a putut să sugereze minunatele întâmplări ale Alice. Aici se întâmplă și non-întâmplări. Alta sa joacă un fel figurativ care cochetează metaforic cu abstractul, cu sensul implicit al imaginii, cu un sens care este într-o permanentă deschidere, într-o permanentă cucerire de deschidere și cucerire de noi orizonturi pe care abia așteaptă ființa să le fructe, oarecum într-o bucurie care nu se scrie și se întâmplă, să fie stângaci, să vezi că abia se mișcă, dar în același timp pare impresia că îți pregătește o șorție, îți pregătește pentru fiecare tipă o întâmplare, acolo unde te aștepți mai puțin, acolo unde solemnitatea zici că îți dă prin cap la exista, și iată această solemnitate jucăușă a inocenței, dacă pot să zic așa, la această artistă, care probabil aude deja un glas angelic în sufletul său, în viața lui gen rostindu-se și așteptând parcă să țipe, și iată, prevedeți că țipătul nașterii, de fapt, nu este un țipăt de groază, cum se tot spune și cum ne-am obișnuit, nu este un țipăt
desse palma, a atmosfera a conferir a própria palma de que este extaso absoluto, bucuria extraordinária, tipo que o ídolo me torna uma imagem de bucuria, uma imagem de revelação, que é o novo, se tem bucuria, que é a gente já, a gente já. Tentare autorea pure simple și cu toată siguranța cu care linia se mișcă și nu are deloc superstiția culorii. Apelul la culoarea vine tot așa din senin, e și gestul spectaculos al linii, spontaneitatea ei, din lucrurile care sunt abstractă, dar povestim în permanență cu o fabulă care se poate naște de oameni, o fabulă care se naște de orice șoapte angele. Vă bucur din toată inima și cred că mulți dintre dumneavoastră și mulți dintre vizitatori se vor bucura prin acest moment al timpului în care nu mai ai loc să te miști, nu mai știi în ce parte să întorci capul în fața acestei fervori a violenței, acestei fervori patologice a demonicului, acestei demonologii care a invadat în special, hai să zic, artele plastice, dar numai ele, artele vizuale, nu de aici cinematograful, și toate medie în care au invadat, de parcă omul s-ar exersa pentru infern, parcă se adaptează, face exerciții pentru stadiul infernal al infernului, infernul pe care îl așteaptă, și arta nu face decât să fie pregătitoare spre această etapă, hai să zicem, etapă apocaliptică a existenței. Iată aici o izbucnire paradisiacă. Vinson neașteptată, surprinzătoare, infantile, cu o bucurie uluitoare, extraordinară, acumulând și debordând de toată stângăcinia și frumusețea gestului fratic, minunatul gest și voce, zicem și orice gest al copilului care descoperă lumea. Toată energia lor, energia sublimă a comportamentului uman pe care îl simți acești îngeri interziși și îngeri nătrânci, îngeri cu curcaș, îngeri minunați, care nu ne amenință cu o pază, nu ne pregătește decât surpriză, nu ne face decât să nu ne simțim singuri în nătrângia noastră, în drumul nostru pe paradis. O fericit încă o dată din toată inima pe doamna Ana Maria Fabri și mulțumesc pentru că dumneavoastră v-am venit pentru marea bucurie pe care mi-a dat-o și sunt convins că expoziția va constitui o binevenită revelație, o neașteptată revelație pentru toți spectatorii acestui minunat teatru.